stabilitatea coloanei vertebrale, stabilitatea și mobilitatea oricărei articulații este dată pe lângă capsula articulară și complexul de ligamente și de tendoane de musculatură. Musculatura este cea datorită căreia putem face anumite mișcări, putem face să ridicăm obiecte și tot datorită ei putem să ne menținem în poziție ortostatică, adică drepți în două picioare, la verticală. Gimnastica medicală, kinetoterapia sunt extrem de importante pentru creșterea tonusului tuturor acestor mușchi superficiali și profunzi, dar și pentru asuprizarea, alungirea musculaturii contracturate. Din păcate, multe persoane sunt sedentare și dacă în urma consultului medical le recomand să facă gimnastică medicală, nu de puține ori ascultă: știți, eu fac foarte multă treabă acasă, îngrijesc de întreaga familie, urc etaje în fiecare zi, de la parter la etajul 1 și este suficient. Nu, din păcate nu este suficient, pentru că în activitatea noastră zilnică noi nu utilizăm întreaga amplitudine de mișcare a articulațiilor. Cu alte cuvinte, nu utilizăm pe întreaga porțiune de alungire fiziologică a fibrei musculare. De aceea, un program de gimnastică medicală este foarte important pentru a evidenția prima dată acolo unde avem probleme musculare, unde avem contracturi musculare sau hiperlaxitate, din contră, acolo unde avem o scădere de tonus muscular, pentru a putea, prin exerciții specifice și subdirectă, îndrumare, a rezolva, a corecta aceste vicii.